Mai sunt trei persoane care au luat acolo. Ok. Oricine se așeză în tot ce ați ok. Colegi, oricum, noi aici ne-am strâns ca să rezolvăm probleme. De-am cum ori și fotografiile, nu contează. Da, colegi. Da, ne-am vorbit. Uitați-vă, dacă vreți, treceți aici. Dacă nu vă este comod acolo, dumneavoastră. Nu, pur și simplu prietă, dacă ne acopere, nu. Păi da, dar dacă este aici un loc, vă puteți așeza și nu-ți va acopere nimeni. Adică sunt, eu ceea ce încerc să vă spun este că întotdeauna, înainte să intrăm în discuții în contradictoriu, ne uităm așa în jur și sunt mai multe soluții. Dacă dumneavoastră nu vă simțiți bine acolo, vă rog să treceți aici. Nu vă vedem pe dumneavoastră de acolo. Este important să rezolvăm problemele, stimați colegi. Sigur? Da. Atât am venit? Da, exact. Vreau să ies în preplan? Eu vreau să vă spun bună ziua tuturor. Și o să încep prin a spune ceea ce spun de fiecare dată, că noi, chiar dacă suntem o țară mică, totuși suntem o familie mare, cu oameni diferiți, cu agricultori, medici, pensionari, învățători și așa mai departe. Deci noi toți suntem o familie. Eu știu că unii dintre dumneavoastră nu vor să audă acest lucru, dar noi toți suntem o familie. Și guvernul are obligația să aibă grijă de absolut toate aceste categorii. Și uitați-vă, noi acum, în mod special că e iarnă, că e pe fonul acestor crize, noi toți suntem și trecem printr-o perioadă destul de dificilă. Noi împreună trebuie să facem față acestei perioade dificile. Și eu, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor agricultorilor care muncesc de zor. Muncesc foarte mult. Muncesc cu sârguință, sunt din cei care reușesc să aibă afaceri profitabile, să plătească impozite
celelalte companii tot așa plătesc impozite și din acele impozite se plătesc inclusiv subvențiile din domeniul agricol. Și noi ajutăm domeniul agricol și vom continua să găsim și mai multe resurse ca să ajutăm domeniul agricol. Am făcut acest lucru și pe parcursul anului trecut. Am început să facem acest lucru deja și la începutul acestui an. Eu vreau să vă zic un lucru foarte important. Da? Iată aici, în dreapta mea, este vicepremierul Bolea. Eu nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, dar în februarie anului trecut, anume vicepremierul Bolea a ieșit cu inițiativă de creștere a fondului de subvenționare. Atunci a dat și contextul, că uitați-vă, a fost criza anului 22, anul 23 va fi unul dificil și corespunzător a ieșit cu inițiative pentru ca guvernul să aloce și mai mulți bani pentru domeniul agricol. Și asta este vicepremierul Bolea, care a mers pe la fiecare ministru în parte, pe la Ministerul Finanțelor, ca să facă în așa fel încât lumea să știe care sunt prioritățile dumneavoastră. Și în anul acesta, la fel, vicepremierul Bolea a fost cel care a bătut în ușa tuturor ministrilor, în ușa Ministerului Finanțelor, în ușa tuturor cabinetelor de la Comisia Europeană, ca să putem să mobilizăm mai multe resurse. Eu vă rog să știți acest lucru. Nu. Deci, fiecare o să poată să vorbească la timp. Eu ce vreau să spun? Pentru că dacă noi nu o să ne respectăm reciproc, noi nu o să ajungem să rezolvăm problemele. Dar eu solicit respect. Eu repet că agricultura este foarte importantă pentru țara noastră, dar noi avem obligația să fim alături de toate celelalte sectoare. Pentru că toți, dar absolut toți, sunt ai noștri. Eu vreau să vă spun că nu ajută să blocați drumurile și vămile. Ba din contră. Dumneavoastră impuneți un cost și mai mare asupra agenților economici care plătesc taxe, din care se plătesc subvențiile și ajutoarele, inclusiv în agricultură. Asta nu ajută cetățenii. Nu ajută rutele regulate de cetățeni sau oamenii care fac naveta și care trebuie să facă sute de kilometri în plus ca să traverseze. Eu v-am spus și anterior, asta nu va ajuta. Blocarea drumurilor, blocarea vămilor nu va aduce mai multe subvenții. Nu va aduce mai multe alocări din partea guvernului pentru agricultură. Din contră, eu vreau să vă spun că guvernul întotdeauna merge în anticipare. Exact așa cum vicepremierul Bolea anul trecut a anticipat necesitățile agricultorilor și noi până la urmă am suplimentat bugetul cu aproximativ 400 de milioane de lei anume pentru domeniul agricol. Exact așa, dacă ne amintim despre protestul actual, vă rog să vă amintiți că întâi vicepremierul Bolea a ieșit cu inițiativa pentru Comisia Situației Excepționale de alocare suplimentare la 50 de milioane de lei pentru cei care au avut de suferit din urma secetei în raioanele Cahul, Vulcănești și așa mai departe. Și după aceasta, dumneavoastră ați decis să ieșiți la protest. Protestele trebuie să aibă loc atunci când dumneavoastră simțiți că vreți să o faceți, doar că forma protestelor nu trebuie să manifeste în așa măsură încât să încurce ceilalți oameni. Să trăiască, să-și ducă viața. Cam Corea de Nord ar trebui să fie. Exact. Ziceam, dumneavoastră puteți și aveți dreptul și este normal fiecare să protesteze, doar că să vă străduiți, să nu faceți rău altor oameni. Ați văzut și incidentul de astăzi și de asta rugămintea mea este că dacă blocați drumurile, neapărat să lăsați pe cineva, în caz de necesitate,
să permită urgențelor. Da, vă rog, data viitoare să vă asigurați că există cineva care poate debloca pentru situații de urgență. În felul ăsta, noi întotdeauna o să putem să găsim. Și noi am ajutat producătorii de cereale. Și vom continua să identificăm mai multe resurse. Haideți acum să vedem care sunt revendicările dumneavoastră și să vedem ce putem face astăzi și ce putem face în viitor. Domnule, ce-ai spus, da? Chiar am ajuns noi așa, o țară agrară, în care să discutăm despre revindicări, acum, iată, așa, stăm în ceai, stăm în buzit. Nu există nicio altă sală în țara asta care să puteți ne așezăm normal, să discutăm despre foarte mult. Dar cei ce văd aici, mai ales cum s-a încercat așa selectiv să invitați oaspeți, noi aici nu pătrăm întrebările agriculturii. Da, care întrebările hotărâm, domnul Ștefancu? Domnul Ștefancu, spuneți, vă rog, ca toată lumea să cunoască, dumneavoastră personal, compania dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, câte subvenții? Nu, pentru că nu. Noi vom face. Faceți atac la persoana mea, să vină toată presa și familia mea să folosească toată activitatea mea. Nu, eu vreau să spun că de azi înainte. Deja faceți atac la persoana mea. Deci de astăzi înainte, noi vom publica toate. Deci noi vom publica toate subvențiile care merg pentru toată lumea, nu doar în agricultură. Absolut, exact. Absolut toate subvenții. Eu îmi cer scuze, domnul Iubescu. Eu înțeleg că întâlnirea de astăzi este ca rezultat a protestelor care s-au început o săptămână de data urmă, începând de la Cacur și tot așa mai departe. Deci, noi putem să vorbim foarte mult, foarte detaliat, sunt foarte multe revendicări. Noi, la Congresul Fermierilor, am înaintat o listă mai mare. Acum ne-am focusat mai mult pe problema care arde azi. Și atât, în acest context, noi vrem să discutăm ce putem face azi pentru a debloca arterele principale, pentru ca lumea să plece acasă și să poată să ocupe de pregătirea utilajului agricol, pentru a pregăti tehnica pentru lucrări de primăvară și asta este. Deci dați-mi voie să vă fac o mică introducere. Situația care ne-a adus pe noi astăzi aici, ea începutul are încă din toamnă, când am protestat în Chișinău și de să nu v-ați permis ca să stăm la o masă rotundă, ca să discutăm care e situația. Atunci noi, agricultorii, ne părea că poate cumva ne-am descurcat, poate ia că mai este ceva prin ambare, poate mai este undeva pe acolo, poate să mai majora prețurile la ceva. Vă așteptam zi cu zi, s-a mărit prețul, răsărit cu 3 bănuți, s-a micșorat cu 3 bănuți și tot așa. Dar astăzi am ajuns la momentul când, practic, o bună parte, nu spun că 100% din agricultori, pentru că sunt agricultori care stau bine mersi, dar agricultorii mici și mijlocii, practic, sunt la limita posibilităților de a începe anul agricol. Deci ce se întâmplă dacă anul agricol nu se începe? Adică așa, exagerăm într-un fel. Noi oricum o să mergem înainte, dar vrem ca statul să înțeleagă. Că dacă noi astăzi nu primim un suport din partea statului, după calculele noastre, adică fiecare agricultor, la grupa a doua a pierdut 4.000 de lei pe hectare. La grupa a doua a pierdut 4.000 de lei. Din care motiv, din care cauză, este altă chestie. Scoatem aici din calcul capul care a avut secetă. Deci cei care au primit secetă, cei au pierdut total. Restul, că a pus mai mult îngrășăminte, că a capătat 7 toane, că a capătat 8 toane, că a capătat 3 toane, 4 toane, nu contează. Care a făcut tehnologii mai performante, a avut o mai bună, dar cheltuielile au fost mai mari. Care a făcut cheltuieli mai mici, a avut roadă mai puțin. Dar, în general, au pierdut 4.000 de lei la hectare, mediu. Acum noi vrem să vă zicem. Noi, agricultorii, ne asumăm jumătate din pierderile astea, 2.000 de lei. Dar spuneți, vă rog, câți agricultori și pe câte hectare au pierdut câte 4.000 de lei pe hectare? Toți. 100%. Câte hectare? Toți. Câte hectare? Toate suprafețele, domnul ministru. Câte hectare de porumb și floarea soarelui am avut semănat anul trecut? 600 de mii. Floarea soarelui noi am avut 300. Floarea soarelui 389 de mii, la porumb 488 de mii. 700 de mii de hectare.
800 de mii. Deci 800. Din totalul de cât hectare? Asta înseamnă că toate 1.300.000 de hectare. Păi, licență tot din gură. Și plus, la grâu 372.000. Prima grupă și holdingurile și iată avem suprafața totală. Deci iată este... Deci toată agricultura este în pierdere. Nu vorbim de mici și mijlocii. Noi nu vorbim de transfer. Nu vorbim de holdingurile mari. Deci noi ne asumăm jumătate din pierderi, dar jumătate din pierderi rugăm ca statul să-și asume. De, nu spunem chestia asta din serin. Așa s-a întâmplat în toată regiunea noastră, în toate țările din jurul nostru, nu numai la noi. Dar toate țările au întreprins măsuri și au alocat unde 100 de euro, unde 150 de euro, unde au compensat o parte sau altă într-o formulă sau altă. Unde au primit din fonduri europene, unde fondurile europene le-au permis din bugetele locale, din bugetele proprii, sau noi ce sume pentru menținerea acestui preț, diferențe de preț. Deci asta noi ce vrem. Acum, ar fi foarte bine, vă spun și modalitatea. Noi putem să luăm din fondul de subvenționare, care este prevăzut, bugetat, să luăm suma asta, să o alocăm acum, foarte operativ, în timp de o săptămână să vină pe conturile, cum au făcut românii. Românii, în timp de o săptămână, au ajuns banii pe contul la fermieri. Să ajungă pe contul la fermieri. Vă rog să nu induceți în eroare cu privire la cum a procedat România. Eu nu vreau să arăt. Nu, încă o dată. Vă rog să nu induceți în eroare cum a procedat România și cât de repede au ajuns banii în cont. Da. Vă zic care deci, încă o dată. Nu operăm cu informație falsă. Acum, stați-mi voi să continui. Deci noi avem nevoie de acest flux. Acum, la moment, nu în toamnă, nu la vară, acum. Poate fi soluționată problema prin două căi. Ori fondul subvenționare, de luat o sumă de acolo și pe urmă, din acordul care a fost semnat pe data 6 februarie cu Uniunea Europeană, Comisia Europeană, 31 de milioane de euro, care 10 se duc într-o parte, 10 pentru agricultori și 10 în altă parte, 11. Dacă citiți unde se duc cele 11 și cele 10, o să vă gândiți mult ce o să însemne acești bani. Nu, pentru dar spuneți concret. Pentru agricultură, da. Putem noi să alocăm aici 200 de milioane pentru agricultori acum și când vor veni din Europa să-i completăm gaura care cum o face? Una variantă. Și încă 200 de milioane. Putem, guvernul poate să iei un credit sub 5% care acum băncile dau. 4-5. Fiindcă 9 agricultori nu le dau cu 10. Dar guvernul ia alocat agricultorilor și le-au transferat pe cont să începutul anul agricol. S-au scos toate problemele și s-a început circuitul economic. În caz dacă nu pornim aici circuit economic, în toamnă o să ne mușcăm toți coatele. Și noi o să știm cum ne cheamă. Asta este situația și asta noi dorim. Și asta este posibil, domnul prim-ministru. Credeți-mă, este posibil. 100%. Ok. O precizare foarte importantă. Eu încerc să fiu foarte calm și, într-adevăr, nu văd altă ușire din situație. Că putem să discutăm foarte multe lucruri. Eu înțeleg că agricultura necesită un dialog foarte serios. Despre culturile care trebuie de crescut, cum trebuie de procesat, care e strategia alimentară, cum de cooperat, ce facem cu irigarea și multe, multe alte lucruri. Doar că trebuie să avem pentru cine să facem acest lucru. Că dacă acum dispară este oameni care, credeți-mă, n-au ieșit ei de dragul ieșitului. Dacă dispar ei, locul lor vor prelua câteva companii mari. Pentru deci nu interesant cooperarea, procesarea, irigarea, pentru deci interesant terenurile, 5 culturi, exportul, TVA înapoi, venituri în offshore. Din punctul nostru de vedere și moartea satelor. De atâta, noi suntem acum la punctul irreversibil. Adică la punctul după care nu știu dacă putem să ne întoarcem. Noi am avut multe revendicări și în noiembrie noi am venit atunci, am preîntâmpinat. La prima vară o să fie catastrofă. Acum, să nu intrăm în polemică ce au întreprins Banca Națională. Să nu intrăm în polemică cu moratoriul care a spus că se poate, pe urmă a spus că nu se poate, că nu putem interveni în relație cu statul. Și am văzut cu românii, am făcut acest lucru aici, nu cred că induc în eroare opinia publică. Domnul Slusar, încă o dată, ați citit atent în ce constă reglementarea pentru România? Am citit România. Foarte atent. Dumneavoastră ați observat că noi am oferit practic exact același mecanism, numai că l-am oferit în luna septembrie.
mecanismul care a fost în această comisie, eu am fost membru. Această comisie a fost, da, a ajutat la câțiva agricultori, așa, particular, în privat, domnul Șerban sunau la unii creditori, la solicitarea la mea sau la cuiva și cumva încerca să rezolve problema. În rest, comisia nu a avut atribuții. Domnul Slusar, acum ca să fim, ca să fim corecți și să informăm publicul corect. Mecanismul pe care l-a aprobat România prin ordonanță de urgență acum, Republica Moldova l-a propus și l-a aprobat încă în luna septembrie. Asta este realitatea. Care mecanism? Același mecanism. Uitați-vă atent peste reglementarea din România. Oricum trece și ajungeți acolo unde trebuie să demonstrați că este o situație de urgență, că este o situație de secetă. României nu merg mai mult ca fără certificatele de forță majoră. României a constatat că vădâncii, prin această ordonanță de urgență, dacă ați citit atent, constatat că vădâncii stare de urgență, conform codului civil, și nu era nevoie de documente suplimentare de la Camera de Comerț, pur și simplu fiecare agricultor a putut să se adreseze și în 12 luni să fie prelungit fără comisioane și penalități. Exact. Asta a fost moratoriu legal. Deci la decizia băncii. Și vă rog să fiți atent, acolo când era scris că uite, se constată starea de urgență, după care se face referință la acest mecanism de stare de urgență, care presupune exact mecanismul pe care noi l-am propus în septembrie. Eu caut da, vă rog să continuați. Eu nu vreau să intru în polemică, vă ales că etapa e depășită. Fiecare agricultor a mers pe linia sa. Da. O înțeles că nu ajută, o încercat cum a putut. Noi am ajutat și tot prin Camera de Comerț la unii, greu a fost și acolo, cu certificatele de hidrometeo de 3600, cum am putut. Fiecare s-a descurcat, aici fiecare are povestea lui. Exact. Până la urmă, totuși 100 de agricultori au fost 14 certificate liberate. 14 certificate, dar 100 de agricultori și-au restructurat. Au restructurat mai multe, dar n-are aici nimic. Exact. La treaba aceasta, domnul prim-ministru, la această restructurarea, ponderea și contribuția acestei comisii, din punctul meu de vedere, poate 5%. Restul s-a descurcat. Vă rog să nu diminuați din importanță. Domnul prim-ministru, eu în general n-am vrut să intru în polemică pe aceste subiecte. Noi am depășit. Fiecare s-a descurcat cum a putut și fără bani de capitalizat, au descurcat, au restructurat aceste datorii, au plătit ultimii bani, acum, iată, înainte de lucrările agricole, trebuia să intre în câmp fără bani. Nu vreau să intre în alte probleme. Sunt două probleme majore care acum sunt vitale pentru agricultori. Prima, asta e motorina română, care cunoaște, Este rușine națională ceea ce s-a întâmplat cu această motorină și a arătat multe lucruri și multe incapacități în cadrul statului Republica Moldova. Dar acum agricultorii vreau să cunoască exact, la zile precizia, când ajunge această motorină. Pentru foarte mulți este ultima speranță. Și a doua variantă, ceea ce a spus domnul Papandreanu, aceste compensații. Deoarece dumneavoastră când vorbiți, noi am văzut cifrele, am văzut tot declarații, eu caut soluții. Eu nu vreau să acutizez ce a fost spus aceste două zile, multe lucruri neadevărate, multe lucruri false au fost spuse cu cifrele. Dar dumneavoastră când vorbiți că agricultorii au primit ajutor imens, eu am analizat foarte atent și chiar vreau să fie publicate aceste listele cu subvenții. Acești agricultori care acum stau în stradă, și dumneavoastră cunoașteți foarte bine, și domnul ministru cunoaște. La noi subvențiile sunt foarte caracter post-investițional, cu mici excepții. Trebuie să faci investiții, pe urmă statul, peste un an, îți întoarce și îl tăie. Parțial. Și acești agricultori, iată, care stau în stradă, în ultimii 2 ani, nu au avut capacitatea să facă investiții. Cu excepția dobânzilor la credite, nu cred că cineva din ei au de primit multe subvenții. Când dumneavoastră vorbiți de ajutor de stat, noi trebuie să spunem, nu vreau că cu microfoanele este, eu înțeleg că pentru ce se face acest lucru, eu vreau să caut soluții. Dar cifra este următoare. În 2 ani acești agricultori au primit 200 de milioane de lei. Asta a fost tot ajutorul de stat legat de multiple crize de care au fost afectați agricultorii.
tenderele, eu azi am luat special acest document care FAO a făcut la comandă Ministerul Agriculturii. Dacă să luăm fișa tehnologică care este indicată și cu care domnul ministru a fost la Bruxelles, doar la grâu și la porumb, după cheltuielile la hectar, raportat la prețurile de comercializare la porumb și grâu, pierderile numai la aceste două culturi sunt 6 miliarde lei. Hai, admitem că nu toată fișa tehnologică este respectată și mai dăm coeficientul de 0,8 de la noi și o să fie 4 miliarde jumătate. Așa cum a spus domnul Clamadeaz. Și, pe de altă parte, ajutorul a fost de 200 de milioane. De atâta, să nu monopolizez timpul, să nu intre în alte detalii. Solicitarea agricultorilor este, din punctul nostru de vedere, corectă, că dacă este posibil de alocat acum aceste 400 de milioane care salvează fermieri, așa cum 6.000 de tone de motorină în 2020 au salvat situația care era mai puțin gravă decât acum, să știți că o să fie și efect multiplicator. Aici 400 de milioane agricultori și o să facă cu el. O să cumpere motorină, că deja nu mai pot aștepta cea din România, îngrășăminte, sămânță, fertilizanță. Dacă să luăm numai TVA și accize, care statul imediat de la este 400 de milioane o să încaseze, o să fie undeva 120-140 de milioane. Dincolo că salvăm mii de agricultori, salvăm satele, salvăm pe dinșii de la atacul din partea Transoilului și altor holdinguri. Și chiar noi nu putem să identificăm această resursă în aceste condiții care Republica Moldova nu a trecut niciodată. Asta este criză inedită. Și ultimul element la care vreau să atrag atenție, eu am fost 3 zile la vamă, am văzut cum a fost și eu înțeleg cât de dureros și cât de multă disperare este la agricultori și cât de greu de explicat la oameni. Și înțeleg foarte bine că este... Eu când și-am protestat împotriva lui Plohotniuc, tot timpul spuneam că blocarea, tot timpul trebuie să te gândești la deranj pentru alții. Dar vă rog frumos, rugămintea mea deja ca cetățean. Să terminăm cu un pic cu ipocrizia aceasta. Că în 2020, dacă doriți, vedeți, luați video, când Igor Grosu, în mijlocul oamenilor, îndeamnă pe dânsii să blocheze drumul, să meargă cu tractoarele în Chișinău, când deputatul Iure Pasatcu automobilul blochează drumul, haideți nu admitem standardele duble. Înțeleg că ceea ce este, nu este normal, nu este, este deranj pentru societate, este deranj, este CP, este mare catastrofă ceea ce se întâmplă. Dar, iarăși, dacă cumpărăm cu România, că este țara mai mult decât vecină pentru noi, acolo, peste 3 ore după ce agricultorii au ieșit în stradă, ministrul agriculturii a chemat pe deci. Peste o zi a fost întâlnirea cu prim-ministru. Da, ei tot au ieșit spontan. Nu este organizația care stă în spatele acestui protest. Spontan în 7-8 raioane a fost acest protest. Dar ei au fost tratați cu respect, au fost chemați, au fost calmați, au semnat memorandum și au început mai departe să activeze. Noi tare vrem să facem același lucru cu domniile voastre. Și tare sperăm, chiar agricultorii au venit în coace să caute soluțiile. Și nu vrem să intrăm, să vorbim despre zeci de probleme, dar țintit și am notat două de bază. Motorina și compensațiile. Mulțumesc! Acum discuție și spunea domnul prim-ministru că a fost posibil în România și la noi nu e posibil. Dinu, are toată informația și s-a pregătit, băiatul vreți să vă spun. Eu îmi să răspund. Un moment. Vă rog. Da? Eu îmi să reamintesc totuși în 2023. Deci nu ultimii, nu știu câți ani, dar în 2023 noi am dezbursat la 2161 de producători câte 1240 de lei la hectar, tot 200 de milioane. După care, tot în 2023, 3187 de producători le-am rambursat acciza la motorină. Tot așa. Asta a fost compensarea. Asta domnul ministru a produs în 2022. Deci mai departe. Nu e adevărat. Deci mai departe. Ok.
Deci noi trebuie să aducem claritate în aceste cifre, stimați colegi. Noi asta trebuie să facem. În plus, eu vreau să vă spun următorul lucru. Cum noi putem să responsabilizăm atunci când vorbim despre alocarea la 1,6 miliarde de lei în fiecare an pentru subvenționarea investițiilor? Noi nu putem să avem întâi subvenționarea, după care investițiile. Este procedură normală să subvenționăm investițiile. Întrebarea este în felul următor. Care alte sectoare primesc astfel de subvenționări? Ca prim-ministru, fiind motorul economiei naționale, spuneți în care alte sectoare introduc ceva în țara asta. Agricultura este cel mai riscant afacere. Deci, uitați. Încă o dată. Competitivitatea cu alte țări, cu o subvenție. Deci, cel care cumpără sticlă de rachiu, plouă, ninge, frigă, ger, nu-l doare cap. Eu repet încă o dată. Agricultura este supusă la 5 riscuri majore. Secetă, grindină și așa mai departe. De asta trebuie să facem agricultură performantă. De asta trebuie să facem investiții. Nu credeți noi 40 de ani. De asta nu trebuie să... De asta trebuie să avem grijă să nu perpetuăm pierderile de fiecare an. De asta nu trebuie să semănăm grâu și și porumb și răsărite acolo unde umiditatea este mică. Și noi știm foarte clar. Noi ne ducem iarăși în declarație. Exact. Iată, spuneți, noi avem Consiliul Concurenței. Da, deci... V-am pus întrebare, iată, costurile noastre care sunt, ce putem produce? Ministerul Agriculturii a inițiat deja acest proces și înțeleg că s-a adresat inclusiv asociației dumneavoastră. Ca să le prezentați lista acelor furnizori de inputuri și de astea piese de rezervă care abuzează. Nu, dacă noi nu avem structuri ale statului care sunt plătite să ocupe cu lucrul ăsta, dumneavoastră propuneți ca noi să ne așezăm în față cu domnul Dragăduc sau cu altcineva nu. Și să discutăm despre prețul. Nu, domnul Ștefan. Noi avem stat care trebuie să ne ocupăm, noi avem stat care trebuie să ne ocupăm. Noi cum să știm cine a abuzat, v-a abuzat în ceea ce privește prețul? Domnul prim-ministru, o piesă de schimb elementar care costă la noi. Corect. De asta nu mai trebuie să știm lista acelor. În Ucraina și în România e de 3-4 ori mai ieftin. Întrebarea este cât de dumneavoastră structurile stau. Colegi, noi suntem aici ca să avem un dialog. Fiecare trebuie să-și facă partea lui de lucru. Constructiv. Partea noastră de lucru. Dar nu intră în obligațiunea noastră. Noi nu suntem frăzbiști, securiști. Dar cu cine oamenii ăștia încheie contractele? Cu dumneavoastră? Statale, care sunt întreținute din impozitele noastre, inclusiv. Exact. Exact. Acum întrebarea noastră către dumneavoastră este cine abuzează de aceste chestii contractuale. Dumneavoastră aveți atâtea structuri în stat și ne întrebați pe noi. Noi ce trebuie să facem? Poliție? Le pădăm că... Nu trebuie să faceți politică, poliție nici drog. Uitați-vă, eu în august anul trecut v-am întrebat de o listă de producători de cerealiere care sunt cu probleme. Și ea a venit tocmai când? În luna noiembrie. Exact așa. Întrebat, ba da. Vă rog când să... a fost solicitarea oficială de la minister, în 3 zile noi am trimis. Iată, de asta noi și-am făcut această solicitare oficială. Acum ne întoarcem înapoi la ce face statul și cum s-a început anul. Anul s-a început prin faptul că în decembrie 2023 vicepremierul Bolea a fost la guvern și a solicitat ca prin Comisia Situații Excepționale să aprobăm buget suplimentar pentru a compensa pierderile producătorilor de cereale din raioanele din sud. Unde a avut loc seceta, dar și pentru câteva companii din nord, care în primăvara lui 23 au fost distruse astea, gospodăriile agricole. Și vreau să vă spun că noi asta am acționat anticipativ. Noi eram conștienți și în continuare suntem conștienți că există necesități suplimentare de acoperire a pierderilor din agricultură, în mod special pentru producătorii de cereale.
De asta rugămintea mea este să fim corecți și să nu zicem ceva de genul, ia că noi protestăm și numai dacă noi protestăm, guvernul alocă bani. Nu este adevărat. Guvernul anticipează și oferă soluții în măsura posibilităților. De asta noi și am alocat acei bani pentru ca să compensăm pierderile pentru perioada 22-23. De asta și-am identificat un mecanism prin care să ajutăm, chiar dacă n-am putut să ajutăm pe toți, să ajutăm o parte din producătorii de cereale să-și restructureze datoriile. De asta și în acest an, dincolo de orice fond de subvenționare, am mai împrumutat 1,5 miliarde, ca să putem spunem la dispoziție pentru investițiile, granturi pentru investiții în zootehnie și în sistemele de irigare. Asta este important, pentru că altfel noi o să continuăm să subvenționăm grâu sau floarea soarelor pe care îl exportăm ieftin, după care să importăm carne, ouă, lapte, carne și așa mai departe. Impozit. Exact. Iată asta facem. Eu îți vă dau răspunsul la asta. O secundă, vă împrimit. Da. Dacă dumneavoastră considerați că zdifornița și altă ploie turențeană ce a fost la Edineț în vară și noi după în februarie încercăm să ajutăm fermierii, să plătiți că asta e normal. Uite-ți. Asta prin fondul din intervenție trebuie în 3 zile, 4 săptămâni de zile de acolo tot ajutorul. Domnul Plămădeală, eu repet un lucru foarte important. Eu așa v-am spus. Dacă în Republica Moldova ar sta undeva un sac, cum să zic eu, inepuizabil de bani, și cum a apărut o problemă, imediat ea se înnăbușă și se rezolvă cu bani, atunci eu vă dau o dreptate. În rest am spus, noi suntem cu toții, dar cu toții împreună în aceste crize. Și noi trebuie să le facem față împreună. Domnul prim-ministru, iată... Dar să dăm voie lui... Dar să dăm voie, doar o întrebare. Iată, cei din sală, înțeleg ce înseamnă concurență neloială? Iată, toată agricultura și procesarea și tot ce este în țara asta se confruntă cu concurență neloială. Inclusiv europenii au ieșit în stradă din cauza asta. Și noi discutăm pe loc ce am făcut, câți bani. Deci, colegi, așa cum am discutat anul trecut și așa cum ne-am ținut de cuvânt absolut tot anul, în Republica Moldova, produse cereale practic nu s-au importat. Și atunci când, și așa cum am convenit cu dumneavoastră, atunci când am observat că există un risc real, atunci am introdus mecanismul de licențiere. Și în felul ăsta am protejat piața internă. Domnul prim-ministru, noi de tranzit am vorbit, care logistica noastră lucra. De import, deci atunci când ați solicitat noi această problemă, am monitorizat-o și am rezolvat-o. Exact așa cum ne-am apucat să rezolvăm absolut toate problemele. Dați-i permite un lui. Da, deci, înseamnă, domnul prim-ministru, și cred că să înțeles un lucru foarte simplu. Deci problema majoră care au fermierii la ziua de azi este lipsa de capital. Deci asta e problema numărul 1. Deci uitați-vă, statul român, prin ordonanța de guvern, cu moratoriu, cu chestii, le interpretăm cum dorim. Dar uitați-vă că acolo mai sunt două chestii foarte importante, care urma și noi să facem același lucru. Deci este creditul agricol și creditul de dezvoltare. Deci ca să punem punct la toate moratoriile, toate penalitățile care la ziua de azi sunt pe capul nostru, ar fi foarte benefic ca statul, împreună cu băjă, cu fermierii, să facem așa un credit, creditul agricol, care se intre în termen mai lung, de 5, 6, 7 ani, ca fermierii să poată să refinanțeze toate aceste datorii și ca să putem activa în continuare, ca să avem bani din mijloace circulante. Deci aici eu nu cred că este cea mai mare problemă ca statul să dea bani sau nu știu. Cred că aici este vorba de schimba politica băncii naționale. Deci în România creditul agricol, vă uitați. Deci fermierul plătește 1,95 și restul statul acoperă roborul. Deci noi nu cerem să fie cu 1,95, poate să fie și cu 10%. Dar problema principală care avem noi, deci e că e lipsa de gaj. Deci noi nu putem merge la bancă de a lua credit. Și banca nu prea vrea să discute cu noi, deoarece asta e politica băncii naționale. Deci noi cerem ca să fie schimbată această politică și să facem acest credit agricol, în care statul să poată să garanteze un 50%, banca ne-a recreditat, noi toți suntem angajați peste toți. Am eliberat gajul, l-am pus în gaj la bancă. Ca să putem să
lucrăm mai departe. Eu vă spun care e situația și o să avem în toamnă. Eu vă încetez, vă spun. Deci noi tranșele care au fost în 23, au trecut pe 24. Pe 24 o să avem două tranșe de hectare, de exemplu, la bancă sau la furnizoare de input. Deci catastrofa o să fie iminentă în toamnă. Deci noi trebuie cumva să apanăm chestia asta. Dar asta noi putem să apanăm numai în cazul când avem un credit agricol termen lung, cu oarecare garanție de stat, și să avem măcar un an de repaus financiar, că noi putem să ne revenim financiar, că noi putem activa. Deci, următorul pas care l-a făcut statul român, dar și-l găsesc tot acolo, este creditul de dezvoltare, de 20 de ani. Și acolo scrie negru pe alb, pentru a preveni acapararea terenurilor către holding și așa mai departe. Deci ce se întâmplă la noi? Fermierul azi a intrat în incapacitate de plată, nu poate achita plată de arendă la hectar. Vin băieți în spatele cărora stau holding-urile sau investitori peste hotare, i-au dat bani, el l-a procurat, i-au dat o tonă la hectar. Când în regiunea dată nu s-a făcut porumb de loc. Omul fiind dator, este luat 300 de hectare. Spuneți-mă eu cu ce să achită în anii următori. El e lipsit de posibilitatea de a se achita față de furnizori. Noi trebuie să prevenim chestia asta. Rămân să ai trigoare. Deci trebuie să avem creditul de dezvoltare pe termen lung. Și acolo creditul este de dezvoltare. Deja o să discutăm de politici și Ministerul Agriculturii, de a schimba culturile. Dacă schimbăm o cultură, trebuie să schimbăm tehnologia, trebuie alte semănători, alte chestii. Deci, așa trebuie să mergem, pas cu pas. Deci nu ar cu declarații, nu o să facem nimic. Uite, așa o să ne întâlnim în stradă și noi asta așa încerc. Da, să discutăm. Ne punem și găsim o soluție, cap la cap. Noi venim cu propuneri și poate stat să fac. Deci noi nu cerem numai bani de la stat, noi dorim și bună voie, înțelegeți. A schimba politica băncii naționale, noi. Nu cea mai mare problemă. Statul a dat garanții. Și avem precedentul când în guvernul leagă s-au dat garanții de 15-20 miliarde de lei și s-au scos bani cash. S-au achitat oamenilor de fără la băncii de economie. Foarte ușor. Aici sunt 2 miliarde garantate. Noi vorbim măcar 1 miliard de garantate stat. Și noi gajul care l-avem toți băgat peste tot, când s-a eliberat, noi imediat l-am pus gaj la bancă și banii care vin înapoi. Deci noi nu discutăm de demagogie, discutăm situația reală cum să detenționăm bomba asta. Vă spun, în toamnă să fie situația și mai gravă. Doar și calculul 2 ani secetă. Dacă eu am trecut, n-am luat nimic. Din 200 de hectare n-am recultat practic. Și am vândut 50 de tone fără soarele care știu să vă dea asta prin banii. Da. Asta nu sunt datorii acumulate de nu știu ce. Eu înțeleg, dar spuneți vă rog, în Cahul, din ultimii 10 ani, câți ani n-a fost secet? Eu vă spun, secet a fost, dar era altceva. Era prețul mare la cereale și erau prețuri mai mici la infuturi. Noi n-am suferit atât de tare, chiar și în 20. Nu doar de secet. Și vorba de piață. Colegi, dacă noi nu o să rezolvăm problema în esență și în ansamblu, atunci noi nu o să ajungem niciunul. Noi în continuare o să irosim banii ăștia. Noi în continuare am străin în sărăcii. Ce înseamnă irosim? Ce înseamnă irosim? Care e problema în un leu vărât prin subvenții aduși încă 5-6 după dânsul. Domnul Răcea, dacă mergem pe lacii de dumneavoastră, noi n-am trebuit să existăm. Noi am început agricultura în 96, am ajuns la 200. Pe munca mea, așa cum e zona asta, cu risc, am ajuns pe munca mea. Pe credit, pe dezvoltare, încet. Corect. Înseamnă că e posibil. Deci acum în 2 ani de zile, dumneavoastră a scos repede că nu e posibil. Dar au fost război, pandemie, chestii. Dar cred că o să mântuie. Și acum dați să vedem o politică, ca noi să mergem mai departe. Și susțin acum la moment. Dar să o facem științific, să o facem argumentat. Exact. Eu pe asta și insist. Noi să facem agricultură științifică. Noi să facem agricultură cu valoare adăugată înaltă, dar nu putem să perpetuăm același model de finanțare în urmă 30 de ani. Valoare adăugată, iată, analizează cu cine putem noi să lucrăm, iată, miile de hectare din Republica Moldova, dar să producem cu valoare adăugată. Noi nu avem tineret, noi satele sunt pustii. Trebuie să ajungem încet ca să oamenii, noi să fim capabili să le plătim măcar 1000 de euro și să aducem oamenii înapoi în țară. Dar noi nu suntem. Este concurență neloială, deci, pentru că băieții produc ceva și se trezesc cu ceva mai ieftin pe raftă. Unde este protecția statului? Unde sunt condițiile statului? Iată, despre asta noi vorbim. Și Dino a spus foarte corect, asta este o infuzie de bani. Băieții s-au săturat să tăie cu mâna întinsă pe la rude. Și noi am propus clar, Banca Națională modifică regulamentul, băncile comerciale pot credita, domnul Bolea, nu o să-mi dați voi să mint. Țineți minte discuția cu băncile comerciale și eu zic că sunt gata, au bani. Este problema regulament. Aici s-a discutat, în această sală. De regulamentul ăsta care e impus de către Banca Națională. Și se poate modifica ca noi, fermieri, să luăm bani și să băgăm în economia națională. Eu spun un mic exemplu. Dumneavoastră toată vremea ne spuneți că noi creștem cereale pentru a le exporta. Și noi subvenționăm pâinea care o mănâncă cineva peste hotar. Eu vă dau un singur exemplu. Noi suntem moldoveni. La noi, peste 50% din carnea care se mănâncă este carne de porc, porcine, ca să creștem.
Ministerul acordă o cotă, anul acesta este de 5.500 de tone de import a cărnii de porc fără taxe și fără de impozite. Noi dăm cereale, carnea asta se importă din Ungaria, din Polonia, din Germania, din România. În toate aceste țări, porcinile sunt subvenționate. Cel mai puțin este în România 20 de euro per cap de porc cu greutatea de becon la 100 de kilograme. Noi nu subvenționăm în Moldova. La noi ține costul cărnii este cu mult mai mic decât carnea importată din țările acestea, pentru că ele sunt subvenționate acolo. Plus la asta, ei cumpără pâinea de la noi ieftin, cresc porcinile, le exportă la noi, noi le importăm de la dânșii. Anul acesta este 5.500 de tone, dacă e mai mult, se vrea să importe deja cu 10% adaus. Crescătorii de porcini la noi nu sunt competitivi cu carnea adusă de acolo. Dacă ar fi scoasă această cotă de carne, de import, ca, poate e să rămână, nu e o problemă, e să fie impozitată cu aceste 10%. Aceste 10% ar crește la noi capitele de porci și noi am avea unde vinde cerealele la noi. Ar fi un circuit intern și locuri de muncă și toate cele. Dar noi suntem puși în față ca să exportăm pâinea, ca să fie crescută în altă parte, să fie importată de la noi. Colegi, uitați, acest... Eu v-am spus... Eu înțeleg, doar că acest narativ nu ține cont de următorul lucru. Da? În fiecare an, toate aceste cote, și pe porc, și pe pasăre, sunt epuizate și o bună parte din importuri sunt aduse cu această taxă vamală de 10 și 15% în dependență de care este partea din carne care se aduce în fiecare an. Ceea ce înseamnă că producerea locală din interior se epuizează. Ceea ce înseamnă că există. Iată anul trecut. Păi cota asta trecut, de 5.500, noi putem să o impozităm? Ori țării Moldovei nu-i trebuiește bani. Uitați-vă, noi putem să o impozităm, numai că trebuie să ținem cont de și încă de un lucru. Noi mai avem consumatorul. Da? Consumatorul tot trebuie să primească un produs. Un produs la preț bun. Acum, statul Republica Moldova spune în felul următor. Ca să stimulez creșterea locală de carne. 1. Eu subvenționez și dau grantul pentru ca să pot să faci investiția în porcine, în și așa mai departe. Eu vorbesc investiția. Subvenționarea investiției. Și 2. Cota la import care e fără impozit este una doar limitată. Doar limitată. Restul tăți plătesc aceste impozite. Și fim atenți, acest regim de cote funcționează doar cu Uniunea Europeană. Doar cu Uniunea Europeană. Dacă aduc carne din alte părți decât Uniunea Europeană, se plătește de la 10 la 15. Deci aici sistemul este echilibrat. Noi pur și simplu avem nevoie oamenii să facă mai multe investiții, inclusiv cu granturi de la stat, să facă investiții în producerea de carne. Vă spun cum se întâmplă în realitate. Noi importăm, dăm voie importurilor, vine în producție ieftină până să distrugi producătorul autohton, pentru că noi nu suntem competitivi. Noi nu suntem. Noi n-am făcut infuzii, subvenții de 50-60 de ani, așa cum s-a făcut în Uniunea Europeană. Noi n-avem, costurile noastre sunt mari, începând de la piață de schimb și terminând cu tot. Și distrugem producătorul nostru autohton și iată întrebarea către dumneavoastră și către domnul ministru Bolea. Unde este garanția că noi distrugem producătorul autohton și peste un an, doi, societatea care ne luptăm să aibă produs ieftin la raft, nu o să cumpere scump, pentru că tot o să vină de import. Unde este garanția? Nu este garanție. Este siguranța alimentară, noțiunea asta, siguranța alimentară, care noi distrugem producătorul autohton și distrugem siguranța securitatea domnul alimentară. Domnul Ștefănco, eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există mai mulți agricultori în țara asta, și mari, și mici, și micro, care sunt profitabili, care și-au crescut exporturile, de exemplu, anul trecut, care au crescut investițiile. Deci dacă anul trecut... Eu înțeleg că ei nu sunt în această sală. Dar
Încă o dată. Există întreprinderi în țara asta care, din sectorul agricol, care funcționează și care sunt profitabile. Și noi acolo trebuie să ajungem. Și am repetat de fiecare dată. Noi suntem încă în această perioadă de tranziție și noi, guvernul, încercăm să identificăm cât mai multe resurse ca să le alocăm dumneavoastră, producătorilor de cereale, ca să puteți să faceți această tranziție. Și de la pur și simplu producerea de cereale să treceți la investiții mai avansate, unde aceste cereale le transformați în carne, în pâine, în ouă, în lapte și așa mai departe. Asta trebuie să facem. Acum eu am înțeles care sunt acele două probleme principale pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Uitați-vă, eu îmi doresc să pot să fac exact același lucru ce poate să facă guvernul, să facă guvernul României și cred că vom ajunge la etapa în care vom fi suficient de dezvoltați și suficient de integrați și cu suficiente subvenții inclusiv la Uniunea Europeană ca să putem să facem același lucru ce face România. Acum revin la ceea ce putem noi să facem. Vicepremierul a lucrat în această perioadă cu celelalte ministere, Ministerul Finanțelor, cu băncile și o să începem cu un lucru limitat pe care ulterior îl vom crește. O să-i ofer domnul vicepremier această... O să încep un pic cu importurile de carne. Cotele sunt din acord de asociere din 2014. Ele nu se majorează. Noi ele nu se majorează în fiecare an cu 10% sub nicio formă și credeți-mă că din partea procesatorilor în fiecare lună se fac niște presiuni nebune și dacă vă aduc scrisoarele ca să majorăm aceste cote și vă aduc scrisoarele în care Ministerul Agriculturii scrie cuvântul foarte clar, adică nu evaluă, dar scrie în felul următor: categoric nu susține majorarea cotelor. Categoric nu susțin majorarea. În tot anul se măresc cu 500 de tone. Nu, nu e adevărat. Nu există 3500 de tone. Nu există așa ceva. Dar păi din două... Ok, asta că e idee. Bun. Deci, colegi, acum la ceea ce au spus colegii noștri și, în general, la problema numărul 1. Deci, noi am înțeles că sunt două probleme agricultori. Sunt cei care nu au avut roadă deloc, din urma secetei, și noi am luat decizia de acest 50 de milioane, care vor fi împărțite, majoritatea la Cahul, Cantemir și Ștefan Vodă, pentru că acolo au fost, dar în rest, cât vor fi, atât vor fi. Măsura s-a deschis, depunem dosar la 2500 de lei. Nu este mult, dar nici puțin. Adică este o sumă care o să permită agricultorilor care o să primească să-și cumpere motorină și îngrășăminte să înceapă activitatea. Noi vorbim despre bani. Noi vorbim despre faptul că UDA are un instrument. Da. Deci, în primă fază, dacă vorbim despre credite, evident că trebuie de lucrat cu creditele și de făcut aceste două credite împreună cu Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe, trebuie să elaborăm acest mecanism de creditare de lungă durată, pe 10-15 ani, bani lungi, o să lucrăm. La etapa actuală, ceea ce poate fi făcut foarte rapid pentru agricultori, dar ce poate fi făcut rapid, este vorba despre o sumă de garanții cu garanția statului, de 90% din partea statului, de 500.000 de lei, cu o perioadă de 18 luni de acordare inițială și cu 6 luni de grațiere de plată și cu 7% dobânzile plătite din partea statului. Adică noi, prin subvenționare, ODA garantează 90% din acești 500.000 de lei. Voi mergeți, vă luați bani, vă cumpărați îngrășăminte, motorină și ce vă trebuie și dobânda este subvenționată de AIPA în mod obișnuit, cum se întâmplă toate lucrurile. Nu putem să o facem foarte repede asta, pentru că pentru agenții economici care produc cereale. De când asta? Pur și deci, circulante? Pentru mijloace circulante. Deci asta este formă foarte rapid, pentru că creditul și celelalte lucruri, asta durează un pic mai mult. Dar asta, eu cred că... Ne adresăm unde? Noi, deci asta o să ne adresăm la ODA, dar ODA, dar programul de... Tot la Ministerul Agriculturii. Nu, la noi, dar ODA e instrumentul. Dar noi, eu cred că maxim marți, noi o să lucrăm chiar de astăzi, de aici o să plec încolo la ODA și la Ministerul Economiei, ca noi să elaborăm și să schimbăm tot, ca cel puțin de luni, marți, acest program să intre în vigoare. Și agricultorii... Nu o să fie plafonat hectare, iar câte hectare are. Nu, deci e plafonat suma, până în 500.000 de lei. Care pot să o tragi imediat. Asta este ideea. Pentru că noi am înțeles. Problema agricultorului din Republica Moldova, aici noi avem diferiți agricultori, din toată Republica Moldova, toți sunt agricultori, nu sunt asociații, nu sunt nimic, sunt oameni care lucrează pământ. Marea majoritate a agricultorilor din Republica Moldova enunță o problemă obiectivă și corectă, că prețurile au fost înalte de producere, foarte mici de vânzare, lucruri care au decapitalizat
și banii nu sunt suficienți, chiar dacă eu l-am avut roadă, chiar dacă au avut 6 tone, 5 tone, 4 tone, și cei de la sud, și cei de la nord, și cei din centru folosesc tehnologiile bune, cei de la sud au avut diferit că nu a fost ploaie, cu toate tehnologiile, că dacă nu-i ploaie, poți să ai tehnologia de pământ. Acum, ca să reușim să ajutăm ca agricultorii rapid să-și poată cumpăra toate aceste lucruri, s-a luat această decizie, eu am propus-o, guvernul a susținut-o, noi o modificăm. O întrebare da. Referitor la, la poziția pe care sunt de altfel. Oamenii care au dificultăți cu băncile la ziua de azi și care se executați, cum poți să preferi care se executați? Da, mă e Cantimirul care cum Cantimir, ca se executați băncile. Poți să depunți ce își face, să-ți dai mobilități sau... Deci, acest instrument... 500 de mii, domnul prim-ministru, ca să înțelegeți, asta sunt 25 de toni de motorină la ziua de astăzi. Bă, dar motorină o să o primim acum, da. Domnul Ștefan, că eu înțeleg. Problema cea mai mare o să fie în toamnă, și le transmit mesaj celor de la Călcul ca să știi ce o să-i aștept în toamnă. Eu am trecut prin asta în 2021 când se discuta că s-au fost revolte mari. Iată, în 2021 eu ca gospodărie am vândut porumbul cu 3 lei, nu cu 5-6 lei. Și floarea soarelui m-am mai judicat, țineți minte, domnul Golea, că am fost și aici, a fost o discuție. Și am vândut cu 10 lei 60. Deci gospodăria mea trebuia să încasez în plus dacă eu vindeam la prețuri de piață normale, vreo 14 milioane în plus. Acum 12% din astea 14 milioane, iată, asta trebuia să fie aportul meu la bugetul statului. Iată, la toamnă, băieți, așa vă așteaptă. Dacă nu se face acum infuzie clară de bani și de susținere a agricultorilor, la toamnă, toți cu titluri executori și cu procesul de judecată și cu gajarea roadei, cu gajarea tehnice, la toamnă, tot o să le se ia din câmp direct, nu o să le se dea posibilitatea să negocieze. Deci este mecanismul care funcționează astăzi de la ODA, pentru diferite. Deci noi vorbim de mijloace circulante, nu bani pentru investiții. Deci, este vorba despre 500.000 de lei, este cota maximă de garantare din partea statului folosit 90%, adică statul garantează pentru... Da. 90%. Nu. Pentru tot suma aceasta. Adică tu trebuie să vii în mod obișnuit, dacă te duci la bancă, să depui gaz. Dacă tu ai 500, trebuie să depui, nu știu, un milion, cred că, da. Pentru 500 de mii. Da, dar băncile vor accepta acest mecanism? Da, păi din partea noastră. Problema garantie. E că știu, ODA, multe probleme, că băncile nu acceptă. Că îi spun, da, ok, garanție, este. Dar asta nu înseamnă că noi o să vă dăm credit. Nu, deci el funcționează acum foarte bine. Deci, ăsta este un mecanism. Da. Eu pot să spun că, practic, 9 din 10 agricultori au avut întârzieri la bănci, care ei, la urmă, la care au fost restructurate. Dar dumneavoastră știți că... Fondul de garantare a băncii, atunci când ești restructurat, fondul de risc. Gata, ești clasat în alt... Lista neagră. Exact pentru asta se face acest lucru. Noi suntem acum la bancă și băncii ne-au spus că noi banii avem. Dar gata, voi sunteți în altă categorie de risc, n-avem ce stai de vorbă. Pentru că ei ne-au spus clar, absolut. Adică eu vreau să spun mai simplu, că să înțeleagă agricultorii, că mulți nu înțeleg. Am fost și m-am informat. Deci prima dată când ai un credit, fondul de risc a băncii e de 2%, care se depune la Banca Națională. Cum ai trecut, ai avut întârzieri de 30 de zile la achitare, gata, fondul de risc, banca, trebuie să pună fondul de risc 30%. Ceea ce nu e interes ca să ne crediteze pe noi. Și vă spun o chestie, adică, deci am luat bani pentru circulante, 4 milioane de lei. La sfârșitul anului am vândut producția pe minus sinicost, așa, și am putut achita la bancă, nu 4 milioane, 3 milioane jumătate, m-am dus 500 de mii. Ni le-o reeșalonat, dar nu sunt gata. Mai mult, gaj avem, dar credit nu mai primești, ești gata în altă categorie de risc. Asta, ia ca asta băncile, ei iau, au, nu vă finanțăm. Banca Națională, asta e problema. Asta e problema la toți agricultorii. Noi iarăși vrem să luăm acei 4 milioane și băgăm în circuit. Dar nu știu ce. Suntem blocați. Exact și asta rezolvă problema garanției pe care... 500.000 de lei, oricum, dumneavoastră dați garanții 500.000, dar noi dacă suntem în altă zonă de... Deci asta 500.000, încă o dată, asta 500.000 de lei nu sunt afectate. De ce? Pentru că sunt sub garanția guvernului. Ăștia 500.000 vă sunt oferiți sub garanția guvernului.
De în asta și constă diferența. Valoarea ajutorului nu este limitat. Băncile o să meargă la acest mecanism. O să valoarea este 500.000. Da? Nu, am în vedere total suma. Că o să fie, spun că, dar noi avem 50 de milioane. Nu, asta e banii de la urmă. Uitați-vă, încă o dată, garanția o extinde guvernul prin instrumentul ODA. Deci garanția o dă guvernul pentru banii ăștia, ca să putem să... Am scris. Deci noi asta trebuie să ne clarificăm cu fiecare în parte, așa cum, pentru că noi nu putem să știm care este situația tuturor întreprinzătorilor. 100% din băieți agricultori care au problema asta care am vorbit-o eu. Păi uitați-vă, pentru unii dintre dânsii asta s-ar putea să fie salvarea. De ce? Pentru că el merge la bancă, statul îi garantează că dacă el ia acești bani și nu îi întoarce, atunci trebuie să îi întoarcă statul. El dacă la momentul e executat, e dat afară din casă, îi lua tractorul și au rămas numai pământurile. Orice bani intră în cont, îi pus în casă. Deci, în dependență de fiecare situație în parte, că noi nu știm, asta este executat pentru 100 de lei sau pentru 1000 de lei sau pentru 500 de lei sau pentru 1.000.000 de lei. Pentru fiecare este separat. De asta, statul extinde garanția în măsura de 90% din ăștia 500 de mii de lei, tot pe ăștia 500 de mii de lei subvenționează dobânda până la 7%, nu 10%, dar 7%, și în felul ăsta noi putem să deblocăm anume perioada asta de roadă, cât căutăm în continuare alte instrumente de susținere. Deci, ceea ce a insistat vicepremierul este să găsim o soluție care poate fi aplicată imediat. Nu peste o săptămână, peste două, peste trei și așa mai departe. Dar acum, imediat, ca să putem să deblocăm situația celor care nu au cu ce cumpăra inputuri sau au anumite dificultăți. Este posibil cum lucrăm, oameni buni, lucrăm. La varianta română care... Termen mai lung. Păi termen mai lung, dar nu putem să promitem astăzi că mâine o să avem credit pe următorii 20 de ani. Deci, domn prim-ministru, azi noi discutăm aici de mult, aici e cald, deja eu personal mă... Deschideți, vă rog, ușa aceea. Nu ajută ușa. Noi să discutăm aici încă 3-4 ore. Noi nu avem ce discuta, noi am spus... Deci propunerea domnului Plămădeală, domnului Alexandru, domnului Dinu, ne spuneți ora luni, marți, când ne întâlnim. Noi, cei care suntem în stradă, ne luăm angajamentul, punem tehnica pe marginea drumului, dar luni, marți, discutăm cu soluțiile concrete. Atât. Asta cu termeni, domnul prim-ministru, cu termeni. Ceea ce este propus de 500 de mii de lei, vă spun eu, și vă rog foarte frumos, respectuos, vă cunosc și pe dumneavoastră, și pe domnul Bolea, și venim cu multă, multă rugăminte să vă gândiți foarte mult la ceea ce a zis Dinu. Regulamentul Băncii Naționale se poate modifica. Noi chiar rugăm și pe această cale să vină și domnul președinte al Parlamentului. Ne așezăm să discutăm, să vedem cum este posibil, că este posibil de schimbat acest regulament, ca în toamnă să nu ajungă nici ei, nici noi, să putem noi negocia prețul. Și după aceea o să mergem și noi toți vrem să facem procesare. Toți. Toți, absolut. Eu visez să fac fermă performantă. Toți colegii care discutăm, toți ne orientăm și vrem să facem procesare, producții cu valoare adăugată, ferme, cât mai multe. Dar noi acum vrem să ne stabilizăm. Deci, atât, noastră sunt trei cerințe care noi vrem să le discutăm. Dumneavoastră, după programul dumneavoastră, ne spuneți luni sau marți, când ne întâlnim ora. Deci, repet, și spun încă o dată, domnul vicepremier a propus un mecanism pentru deblocare imediată a situației celor care sunt în dificultate de a se aproviziona cu inputuri pentru producerea de cereale. Iată acest lucru, noi putem să-l declanșăm chiar săptămâna viitoare, începând de săptămâna viitoare, producătorii de cereale care au nevoie să poată să meargă la bancă,
să solicite credit garantat de guvern în limitele care le-am spus și să meargă să lucreze. Iată, ce îl ajută pe băiatul care doar la o singură întreprindere de stat, poate sunt anumite circunstanțe acolo. Are penalitate, 100 și cât de mult, 108.000. Întreprindere de stat. Deci, imediat cel e obligat să plătească. Nu ăștia 500.000, dă 108.000 acolo, are incasul din altă parte, are de acolo, ce merge el? Ce rezolvăm noi? Deci, domnul, deci... Deci, mă, să fie de creditare. Și cred că, până tot lucrul chem un pic, exagerăm. Noi facem sfadă, nu o să găsim soluții. Mă scuzați. Eu cred că sunt două tipuri, ar trebui să fie două tipuri de rezolvări. Tângente și de mai lungă perioadă. Corect. Uitați-vă în pace. Noi propunem, eu sunt Sergiu Spinie, proprietar al noi. Și nu suntem solidari și procedatari, adică nu suntem din altă barcă, de pe altă planetă, zicem așa. Ce părere avem noi? Compensațiile de făcut, care e stringent acum, să zici, noi le socotim de activitate făcut conform facturilor fiscale de vânzări. Fixând niște momente care sunt mulți oameni obișnuiți. Factura fiscală, asta e sfânt, asta s-a nu cum vândut. Nu cash, nu dracu, tațu, cum. Prima întrebare. A doua întrebare. Eu socot că e mai ușor ca ar fi fost depus, de făcut un fond de acolo, socotit pe el, cât sunt agricultori sunt. 1000 de agricultori care trebuie să ieși 100.000. Cât e? 10 milioane de lei, 200 milioane. Prin intermediul AIP-ului, a venit agricultorul și spune, ia că eu am credit, cum ia că sunt la noi, Bobic, vă spun deodată, îi trebuie 400.000. A venit la AIP, au luat 500.000, au plătit 400.000 și dă un credit de 1.000.000. Și el în timp de 2 luni toate și banii înapoi. Să nu te întrebare, el ieșit din situație. Nu creditează. Asta e ca o soluție, eu nu vorbesc ca legii, oameni buni, asta sunt niște soluții. Soluții de lungă de durată, care noi le vedem și de atât noi, ca să nu le-am înțeles care e problemă, domnul primier-ministru. Noi de timpul venim cu mâna întinsă și șerim un pește, dar trebuie să șerim undița. Asta e ideea noastră. Adică ce vedem noi? Vă rog frumos, nu mă încurcat. Ce vedem noi? Noi vedem în primul și primul rând, în fiecare an ar trebui de făcut mecanismul de protejare a producției agricole care noi o producem. Adică, depus interdicții la intrare sau depus taxe vamale, la floare, la porumb, la ce și producem noi. Până luna martie, de exemplu, după ce se liberizează, sau spune, cum era la francezi, pune 4 IQ la sticla de vin. Era, când era IQ. Fix așa, se protejează piața. Un punct. Al doilea punct. Anul acesta, cea mai mare problemă a fost, nu seceta, oameni buni. Dar să vorbim cum este. Diferența de preț. Adică ce folos i-au luat roate? Când am vândut porumbul cu 2 lei și 20 lei, am dat. Apropo, eu nu ies nimic. Dar de ce noi avem prețuri mici? Iar că trebuie să pornim la pricină. Ca orice bani, ca să le pierde, se află pricina de la ei. Pricina vă spune la ei. 80% vând la companiile mari. Și vând la transfer și termină cu, nu știu cine acolo, cu rom, da? Banii se dau și 2-3 luni de zile. Unde se duc agricultorii și ei care primesc bani și 2-3 luni de zile? Care sunt credite la într-o parte. Prima întrebare. A doua întrebare. Niciodată, eu am avut anul ăsta contract de livrare la grâu în port. Direct. Și nu l-au pus să mă deprinez. Vă spun de sted. Fiindcă se întârzie transportul și logistica și împăream. Dacă transportul fluvial e de 3 ori mai ieftin ca acela pe tir, el iară devine competitiv. Și ce se primește? Noi, agricultorii, nu avem acces la portul de stat, Republica Moldova, ca să avem, să mișorăm prețul, să devenim competitivi. Asta e una din părți care noi putem să devenim competitivi. Deci ce ne trebuiește? Eu supun că ar fi o soluție pentru agricultorii din Republica Moldova. Și nu zicem numai cu ziua de astăzi, zicem cu ziua de mult. Să ne se elibereze la toți agricultorii Republicii Moldova, 1,5 hectare, 2. Să facem o societate cu acțiuni, cu acțiuni, nu știu cum. Să fie agricultori din Republica Moldova, ca noi să putem să comandăm bajă și să avem măcar 10% din piață de export posibilitate. Atunci noi vom deveni un jucător pe piață și vom influența și la prețuri, fiindcă s-a primit anul acesta, domnul primier-ministru. În Leușeni, grâul era 2,50. În Huș, grâul era 3,50. Ca să înțelegeți. Și clar că din considerentul ăsta noi devin deodată incompetitivi, adică noi banul celor care trebuie să-l primim, aici nu-l primim. Asta e a doilea. A treilea și văd eu iar ca un plan care ar trebui ca niște politici de stat să iei în măsură la de guvern. Merge vorba de 3, eu m-am uitat foarte bine, m-am documentat. Apropo, încerc în Muntinelu. Sunt 3, dar și în Rusia de mă așa, sunt 3 feluri de impozite. Este impozitul clasic, cum e la noi, este impozitul 2% de la altă barodă și este impozitul per hectar. Agricultorul, ca să nu fie șantajat după ce difiz, dragul tău, și alegem fiecare an, după epizodă de 1-30 decembrie, ce fel de impozitare îl dorește. Și o ales și el merge mai departe. 2. Ar ușura foarte mult. Mai departe.
ca să devin, eu așa s-o cot, ca un mărs primești roadă, trebuie să-l crești. De ce nu de făcut la agricultori ca să nu vină noi în cerut între timpul deliberat de pildă impozit pe venit pe 5 ani de zile? Ca noi să ne apară poiți bezăpasnăți, așa cum se zice, înțelegeți? Ca să fim și să fim prin copii. Asta e strategie. Asta e. Mai departe, agricultorile alternative. Eu vreau foarte mult să vă atenționez, este așa o situație. Am luat o scrisoare începând din timpul Căldodonului. M-a dus cu însă despre creșterea câinii. Până în ziua de azi, ea nu este legalizată la noi. Câinii ar da undeva 60.000 de lei profit la hectar. Eu cred că și ea merge apropo și la sâși la tot. Iar da, un foarte mare susținere pentru noi ca să îmi puneți dumneavoastră alternativă cu creșterea, cu înscălăpirea porumbului și mai este acolo în zonă secetoasă. Trei, ce mai este rău la noi în legislație? Noi am pornit de pildă, vorbim despre mine, am pornit pe tehnologii de conservare a apei, no-till, și am comparat tractoare, tot astea. Cop stat face lege cu ziua din urmă și anulează subsidii la tractoare mai mult de 200 de cai, la combine mai mult de astea, dar agricultura competitivă cu MTS-ul nu o face. Ca să duci o selcă bună, trebuie să trebuiești un tractor 250 de cai. Acum, ce am plătit? Eu când am terminat de plătit la AIPA, anul trecut, eu subsidii la tractor nu l-am. Am să plătesc termin la combină, că am luat combină pentru ultima care dă și pleavă o răspiră. Mă scuzați, cam zahă. Și tot e mai de 220 de cai, iară nu-i subsidii la dânsa. Adică îți primești mai departe. Tot timpul îți primești dacă avem organe abilitate ca direcțiile agricole. Răspundu-ți cum să primești cu ajutoarele care au fost la trecut. Și jumătate de agricultori nu au primit. Și vă spun de ce. Noi când am făcut actul de sești în 22, l-am făcut pentru fisc. Și vă spun de ce, fiindcă a pățit-o cândva mai înainte, că dacă nu ai făcut actul de sești de calamități, îți vine fiscul și spune impozite la ubâtche. Ca să zic. Așa, acum eu am făcut în 22 actul acesta și într-o șex nu plătesc impozitul ăsta la fisc. Cum ați fi? La verde. Anul acesta când s-a început să dă subsidii la floare, la grupa Dumbar și la ce-a fost, nu mai sunt mine. La grâu. La grâu, da. La grâu. La grâu. Corect. Actul iar au făcut perfect. Mai mult, în primul regulament, unii de direcția agricolă, care e organul, eu s-o pot, că este reprezentație statului, în teritoriu, nu? Care spune, domnul Sergiu, e suficient actul la primărie. Eu zic, nu, eu zic, îl descrezi cu voi. Au fost de vreo 4 ore ăștia de direcția agricolă. Și la urmă îi spun, au fost și apropo și la MCS. Până la urmă, la ultimul când s-a descărit actul, MCS nu era. Și zic șefa de la agricolă, vă rog, puneți să-mi pielă așa dânsă. Asta ați mers tot procesul și ați văzut. Nu s-a uitat. Până la urmă, adică anul trecut nu trebuia actul ăsta. Anul acesta, când am de dat, a apărut actul. Și eu pe o întreprindere am primit ajutor. Am întreprindere, n-am primit ajutor. Dar de ce? Nu era chiar destul act constatator, zicem așa, pus chiar de Consiliul Raional. Iar stăm pe el, este tot ce făcut anul trecut. Nu spune nimeni nici într-o reiestru, să zicem aceeași, același act, cu un an în urmă. Fiți de acord. Iar, adică multe momente de astea care sunt răi. Câinipa ar fi o soluție pentru noi. Și eu nu știu, deși din timpul lui Dodon, ea nu se legiferează noi. Măcar cu problemă, nu mai nimic de lor și toți. Asta e strategie. Hai azi. Domnul prim-ministru, ultima întrebare. Eu am făcut acum un calcul, repede în cap, la mine 500 de mii, da? 500 de mii câte 10 mii de lei la hectar numai cheltuiele, astea sunt 50 de hectar. Dacă punem 15 mii de lei tehnologic să investim la hectar, asta sunt 33 de hectar. Iată ajutorul care se propune din partea statului. Deci noi nu suntem de acord cu ceea ce propuneți dumneavoastră. Noi vă cerem foarte mult, dumneavoastră, iată acum, a spus domnul Plămădeal, o soluție, domnul Alexandru, domnul Dinu, ne spuneți când, luni, marți, așteptăm întâlnire, vă rugăm foarte mult să rugați pe domnul Gros să vină și dumneavoastră la întâlnire, că avem întrebări și către dânsul, ne așezăm și discutăm. Noi, până atunci, punem tehnica pe margine și așteptăm invitația dumneavoastră. Deci, ca să nu facem mare demagogie. Ca să nu facem demagogie, da. Ca să ne focusăm pe acest mecanism. Da, dar trebuie să înțelegem. Exact. Repet încă o dată. Repet încă o dată. Statul a ajutat agricultorii, statul a ajutat producătorii de cereale. Exact. Ceea ce eu vreau să menționez este că noi nu o să acceptăm să dăm toți banii într-o singură direcție. Asta care să fie clar. Pentru că există și alți cetățeni și alte categorii de afaceri care au nevoie de ajutor. Deci, marți, la ora 10, ne întâlnim ca să discutăm peste acest mecanism foarte concret de garantare
a statului pentru creditul de urgență necesar ca dumneavoastră să începeți sezonul agricol. Oamenii, ultima întrebare, domnule ministru. Cu acele două primele revendicări, totuși, ce puteți spune de perspectiva compensațiilor și spuneți măcar plus minus o zi, două, de, când vine motorina? Ca asta... În privința compensațiilor, da, primii 50 de milioane deja au fost alocate, când producătorii de cereale din sud, în mod special, vor depune dosarele, practic imediat asta se vor face. Asta nu știm, păi nu, dar este important ca toată lumea să cunoască cetățenii, că noi acest efort îl facem, că asta nu-s banii mei, nu-s banii lui Bolea, nu-s banii dumneavoastră, sunt banii la toți cetățenii. La toți cetățenii. Asta nu știu, exact. La toți cetățenii, nu doar a dumneavoastră personal. Iată, iată asta. Mare, în mare măsură. Mai departe. Mai departe. De acolo primim dumneavoastră salariile grase. Exact. Corect. Noi nu le-am. Dumneavoastră nu știți care este salariul meu. Eu îl cunosc. Apropo. Mai departe. Deci, unu, noi am convenit că marți la ora 10 ne vedem ca să discutăm acest mecanism. În ceea ce privește compensațiile adiționale, 50 de milioane deja le-am alocat și urmează să fie debursate și noi continuăm să căutăm bani. Și inclusiv de la Uniunea Europeană și de la alți parteneri care să ne ajute pe noi toți să depășim criza asta. Deci eu propun noi marți la ora 10 să ne întâlnim și să discutăm peste detalii foarte minuțioase în ceea ce privește mecanismul pe care l-a propus domnul. Tot până marți, până marți, nu. Dar să găsim ziua de luni, este prea tensionat situația în stradă. Colegi, noi discutăm despre câteva ore, pentru că până marți mai trebuie să ducem la capăt și cum ne înțelegem cu Guvernul României, să, pentru că are nevoie să revizuiască ordonanța de urgență din anul trecut, pentru ca să știm exact, să putem răspunde la întrebarea, când vine concret motorina? Pentru că totul se începe de la modificarea ordonanței de urgență la București. Adică marți la ora 10 o să spuneți când exact. Exact. Deci marți la ora 10 avem două lucruri de clarificat. Unu este mecanismul, doi este, cum să zic eu, programul foarte concret pentru motorină. Punct. Dar compensările la prețuri la hectar. Încă o dată. 50 de milioane le-am alocat. Nu vorbiți de 50 de milioane, asta e epuizat. Colegi, noi nu putem să ne comportăm. Încă o dată. Noi, marți, o să vedem ce putem face. Dar nu, astăzi nu există bani adiționali pentru compensări. Vă rog, domnul primar, vă rog să vă gândiți la cele 30 de milioane care au venit. 31. Adică trebuie să vină din Uniunea Europeană. Adică sunt semnate. Domnul Plumădeu, 10 milioane. Este responsabilitatea guvernului să identifice banii. Câți din cei 30 de milioane, câți din alte 10 milioane, câți din altă parte, nu contează. Asta sunt cu totul alte lucruri. Asta cu totul alte lucruri. Marți, la 10, unde ne dau? Tot aici. Tot aici. Tot aici. Da, vă rog. Da, vezi, dar nici nu se poate. Nu poate sala mai mare. Vrem o sală mai mare, mai mulți simt, că alții șed în stradă. Nu, nu, colegi, noi dacă vrem să discutăm detalii tehnice, nu este nevoie să se strângă 100 de oameni. Ok. Puteți să aduceți 5-7 oameni cu diferite probleme, ca să discutăm. Toată intenționată. Păi eu înțeleg, punem o cameră de luat vederi și toată lumea lasă să se uite. Nu e o problemă să fie transparență. E o problemă să avem o discuție organizată, o discuție punctată și o discuție care să fie rezultat. Ultima concretizare, că sunt mulți oameni în sală, sunt, și vreau, poate cineva o să mă contrazică, referitor la subvenționare. Eu să fac o concretizare pentru societate, că de fiecare dată se spune că subvenționăm, compensăm din bugetul public. Deci, domnul Alexandru, dacă mă greșesc, din 1957, da. Uniunea Europeană Politica agricolă comună, semnat, subvenționează. Pentru că oamenii s-au gândit, când vine cineva și investește bani, el bagă bani în circuitul economic și ajung niște bani în bugetul de stat. Și iată, la nivel de țară, inclusiv și Republica Moldova, o decis ca să stimuleze pe cei care investesc să ia de acolo unde ajunge bugetul de stat un pic și să dea înapoi ca să dea un stimulent, să investească mai mult. Ca să înțeleagă și societatea
cum e circuitul ăsta și de unde se iau banii pentru subvenționare. Exact. Banii cu din subvenționare sunt luați în felul următor. Din asistența externă pe care avem generozitatea oamenilor să ne-o prezinte, plus din impozitele din acele ramuri care sunt profitabile și plătesc taxe. Așa se fac subvențiile. Și de asta sectorul agricol este subvenționat, pentru că lui nu îi ajunge. De asta și banii ăștia le luăm din alte sectoare, ca să subvenționăm sectorul agricol. Pentru că de la noi luăm banii din alte sectoare ca să investim în sectorul agricol. E ca asta facem. Dar din care, din construcții, din alte domenii. Da, vă rog. Stimați colegi, stop, că eu am grand terminat și eu am cuvântul băieți. Ne-au trebuit fiți. Dar am el probleme, nu s-ați de voastră, stoși. Nu v-am văzut în stradă cu noi nici într-o zi. Numai când trebuie să ies în stradă. Da. Domnul ministru, eu nu mă repet absolut nici cu un cuvânt, deoarece sunt de acord și e corect cum au fost abordate problemele. Și vreau să cred că ele o să se rezolve. Întrebarea mea e de cu totul de altceva. Noi nu în prima dată ne întâlnim, anul trecut vreo 6 ori ne-am întâlnit, inclusiv vreo 3 ori la dumneavoastră. Au fost abordate probleme. De fiecare dată, fie că la minister, fie că la economie, la agricultură, ori cu asistența dumneavoastră. Problemele nu se rezolvă, domnul prim-ministru. Nu știu. Eu în 54 de ani am trecut mai multe lucruri care mi-aduc aminte cum se rezolvau problemele din vreme, s-au abordat problema, se fixează, se apreciază cine este răspunzător, se elaborează măsuri de a o realiza, se face public și eu trebuie să știu că trebuie să o întreb la acela sau nu la prim-ministru. Dumneavoastră, vă mulțumim că ne-ați ascultat și ați dat indicații. Dar nu fac, nu hotărăsc problemele, domn prim-ministru. Absolut deloc. Dar să vă deranjăm pe dumneavoastră la fiecare dată. Eu nu cred că asta e socoteala primului ministru ca să rezolve probleme. Sunt subalternii care trebuie să le rezolve. Dacă ei nu le rezolvă, dar dacă ar fi așa, s-a fixat problema, s-au apreciat măsurile de rezolvare, s-au publicat, noi știm la cine să ne adresăm și să putem rezolva problema. O întrebare care este caracteristică nu numai pentru Ministerul Agriculturii, dar și pentru economie și pentru finanțe și unde n-am abordat problemele, iată așa, toți înțeleg, toți cunosc, cu întrebarea care am adresat-o la dumneavoastră. Absolut deloc nimic nu s-a făcut. Măcar cu două ori ne-am întâlnit. Am ieșit la viceprim-ministru care dumneavoastră ieți înternicit să rezolvi probleme. Nu s-a mai rezolvat nimic. Să vorbește azi, s-a vorbit și corect, s-a vorbit să avem acces la și la barjă, dar numai rău trebuie să avem acces la caleferatul. De ce? Întrebarea din 2016 o abordez. Până în ziua de astăzi nu pot rezolva problema. Totodată, Transoilul, prin docerne, prin prieteni, au făcut acolo și una și alta, au făcut și încarcă și acolo și... Nu încearcă să te duci să încerci să încarci prin trânsă. Nu! Nici nu vreau să ascute. Măcar că la dânsul să stai utilajul. Deci că e o problemă strategică pentru țară. Și o problemă care noi am abordat-o și nu odată. Stă fără de rezolvare. Și încă una, domnul prim-ministru, că nu o rețin mult. Da. Dar zic că nu înțeleg de ce a fost plafonat, că ea că până la atâtea mii de hectare, parcă noi nu tot aceleași probleme le avem. E credit un fermier mic, lui îi se dă subvenționare la dobândă. Nu, că luăm milioane. Zic că absolut deloc nimic. E corect așa, nu tot producem. Eu vă spun sincer, eu am învățat și copiii, cum au făcut-o și mulți alți colegi de-ai noștri, să vină să lucreze la agricultură. Eu n-am și le dat lor. Dar cu așa perspectivă, ne ducem la fund. Și au ieșit. Eu nu știu care e politica și cine anume se ascunde după asta, cu toate că intuiesc. Au venit cu propunerea, hai să cumpărăm business-ul dumneavoastră, business-ul, să-l cumpere. Da, eu îl vând că nici personal, nici convenabil să-l vând. Acum că eu deja sunt la pensie și n-am eu alte intenții. Dar ce lăsa copii?
Dar și fac ceilalți, iată cum, toți fermierii mici care sunt și ei numai cu asta se hrănesc. O să mai rămână copiilor aici, de 100 de ani, să nu mai vin înapoi în țară. Iată, sunt o sumedenie de multe probleme, dar problema principală, eu vă zic, se abordează întrebările. Eu nu vreau să zic că domnul Bolea nu se ocupe, dar nu poate Bolea să se ocupe cu toate întrebările. Și prim-ministru tot nu. Dacă subalternii trebuie oameni serioși, competenți și nu putem noi, cum ați spus dumneavoastră astăzi, că dați cine și cum și cât, dar nu putem noi face, că noi suntem asociații, nu avem state și așa mai departe, nici specialiști în domeniu. Iată, aici e și de cazul ministerului, ca toate problemele care apar să ajungă la noi, să vedem că ele sunt rezolvate. Noi nu suntem. Vă mulțumesc. Deci noi începem... Cine își face vinovat, de ce nu s-a duce, nu s-a dus motorină un an jumătate? Deci, repet, deci noi lucrăm acum cu guvernul de la București ca să schimbe ordonanța de urgență și să facem posibil cât mai curând să vină motorină. Un an jumătate. Acum, în ceea ce privește ceea ce a spus domnul Buzovoi, la această etapă, statul Republica Moldova își pune obiectivul să înceapă să ajute întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinderile mari au o capacitate mai mare de a se finanța, întreprinderile mari au o capacitate mai mare de a se înțelege și cu, de exemplu, anumite companii de leasing care să le ofere creditarea prin furnizarea de echipamente și așa mai departe. Încă o dată, noi nu putem să concentrăm toți banii într-o singură direcție. Noi avem obligația să ajutăm și diferite categorii de agricultori, inclusiv producătorii de cereale, și medicii, și învățătorii, și celelalte pături sociale care există. Vă mulțumesc! Permiteți să desfășurăm și o temă. Da, vă rog. Deci, problemele... La prezentați-o, ca să... Marcea Roma Bănuiesc, Rândul Cucen, Satul Larga, la plătirea compania. Deci, problemele noi cam toți le știm, toți le-am enumerat, soluții diferite au venit. Eu propun problema care toți ne-am vândut produsele, achitarea, am primit-o cu un termen foarte întârziat și îndeosebi anume de produsul de floarea soarelui. Totuși, să apel la o politică de stat pentru reglementarea modului de achitare a creditelor față de producători. 10 zile, 20 de zile. Dar chiar când toamna ne-am luat floarea soarelui, am avut necesitate financiară, 5 lei, banii primit cu floarea soarelui au costat 7 lei. Adică, dar eficiența la suma noi nu am primit-o. Sunt eu și eu. Ați două probleme. Ați enumerat problemele și mi-a spus că noi să identificăm importatori care fac abuz de priet. Eu cred că dacă la nivel de stat s-ar putea pune o reglementare marjă a profitului, a inputurilor, cum așa se face în medicină sau... Normal proiect, fiind cât se face cu trei firme, pe la șor, până cu șoaptă viață. Asta e absolut. Cel mai bine, domnul premier, totuși, de fapt, lăsați domnul Roman să spună ce are de spune. Eu propun, din viziunea mea, nu știu dacă este aceasta posibil, eu propun cum avem noi. Iar la trei probleme, noi la nord cultivăm soia și cred că raioanele din nord, după când ne dăm seama că cei ce producem nu faci față la necesitățile care le are foarte cei de pui și de la nou, cultura de produs de soia a costat 9 lei, acum este 7 lei, pentru că masiv se importă soia din Ucraina. Soia și produsul din soia, cum ar fi șroata. Noi propunem Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii să facă salvgardare sau să facă antidumping, pentru așa cum a făcut chiar și Ucraina cu cimentul a Republicii Moldova. Pentru că chiar noi, poate dacă la fel avem probleme în aceeași parte mare, dar anul acesta prețul la soia a fost mulțumitor de 9 lei care a fost. Acum, anul nou, când noi începem să vindem pentru a face față cheltuielor de primăvară, soia automat la 2 lei s-a dus în jos. Pentru că cumpărătorii ne spun, din Ucraina vin și chiar vin, noi trăim la frontieră, dar și normal, pentru că noi înțelegem că nu producem atâta soi decât este nevoie pe piața Republicii Moldova. Pentru că
se consumă mult și multe și roate. Dar cumva suntem protejați din acest punct de vedere. Vreau și o întrebare, că se poate, cu tot respectul. Mă numesc Ghenadi Munteană, raionul Soroca, satul Ujeința. Deci la fie am întâlnit un lucru neplăcut, dureros, la primirea deci, subvențiilor, categorie că s-au plafonat deci, cei care au mai mult de până la 1500 de hectare suprafața și mai puțin, nu mai mult de 50 de angajați. Deci primești chiar cu paradox, zice că îndemnăm oamenii să vină la lucru. Deci dacă am mai mult de 50 de angajați, deja eu nu într-o categorie de beneficiari de subvenții. Am mai mult de 1500 de hectare. Eu înțeleg că sunt aici de mici, trebuie să-i ajutăm. Dar vă uitați, vă rog frumos de noi. Noi și mergem, depășim lucrurile tot pentru noi. Noi doar vinim cu mai mult aport la buget și salariu și cu un contribuț toate câte ce. Vă rog frumos, nu mă punați, poate măriți până la 2000 de hectare, deci care sunt mici, care... Când ar vă primești, eu am 70 de angajați, nu pot bine și acolo, știți? Mă scuzați. Nu ați putut beneficiat de ajutor financiar care se reamplasează, da? Deci subvenții, sunteți apt, puteți beneficia, puteți... Mâine să iau de ajutor și iar ați fie și categoria n-ați fie și cum am spus eu. Uitați-vă, colegi. Îmi cer scuze de... Da. De modificat. Deci, domnul Mundial, e diferența dintre subvenții și ajutor. Deci, așteptarea tuturor este companiile mari pot face față mai mult acestor, cum să zic eu, inadvertențe decât companiile mici. Noi trebuie să ajutăm companiile mici și mijlocii ca să depășească această criză. Eu vă mulțumesc și vă spun la revedere. Domnul ministru, bună ziua. Venim o întrebare, avem atât. Mergem pe drum și discutăm. Eu mai am obligații, în afară de faptul că sunt aici, mai am obligații. Noi am solicitat această întâlnire încă din ziua de ieri. Și toată lumea a avut posibilitatea să spună. O să ne vedem marți dimineața, la ora 10. Asta am convenit cu colegii dumneavoastră. Domnul ministru, 5 minute, 2 întrebări.